Continuăm cu reacția revoltătoare a unui preot ortodox chemat să țină o slujbă de înmormântare în județul Cluj. Acesta a refuzat să înceapă ceremonia funerară pe motiv că rudele femeii decedate l-au întrebat de ce vrea bani pentru locul de veci. Jignit, preotul a cerut oamenilor inclusiv să-i sărute mâna. Acum a intrat în atenția superiorilor săi de la Arhiepiscopie. Dragii mei, nu o să încep această mormântare până când familia nu-și cer iertare față de mine pentru modul urât în care s-au comportat în ultimele 3 zile. Public! Aștept să vă cereți iertare. Secvențele au fost filmate în localitatea Tăuți, de lângă Cluj-Napoca, iar protagonist este preotul Florin Parasca. Acesta a refuzat să înceapă slujba de înmormântare a unei femei de 75 de ani pentru că înainte ar fi avut un conflict cu familia. Oamenii au vrut să știe de ce trebuie să dea 5.000 de lei pentru locul de veci, însă preotul s-a simțit ofensat și a pretins scuze și să-i fie sărutată mâna. A fost jignit. De ce v-ați făcut preot? De ce v-ați făcut? Nu mă filmați, că nu-i cazul. E cazul. Deci așa ceva nu este permis. Stați să vă spun. Să vă spun ceva. Biserica are rânduiala ei, pe care dânsii nu vă spun ceva. Pe care nu știți și nu o respectați. Eu nu o respect. Preotul a ignorat durerea rudelor minute la rând și și-a continuat dojana. Și-a adus aminte și că familia decedatei nu avea achitată contribuția la biserică și le-a vorbit oamenilor despre cheltuielile lăcașului de cult. Dânsii n-au mai plătit contribuția de 10 ani. Ascultați-mă. Cam evidențe. Și am martori. Și biserica are cheltuielile ei. Vă dați seama, umilit. Mi-am cerut scuze și mi-au întins mâna că să-i pun mâna. Și am zis, domn, Florin, eu nu fac așa ceva, nu se poate așa. Și atunci au zis că nu, dacă nu îi cerem scuze, nu ținem mormântarea și pleacă acasă și o lasă acolo. Mi se pare ok deloc, fiindcă răposata e fiica satului, da, e născut aici. Dumnealui pretinde că e stăpânul parohiei. Preotul Florin Parasca nu a răspuns solicitării de a exprima un punct de vedere față de cele întâmplate. O reacție a avut în schimb Mitropolia Clujului. Există niște hotărâri sinodale exprese în acest sens, care insistă foarte mult ca slujbele de mormântare să nu fie condiționate de plata niciunei sume. Părintele din Tăuți s-a făcut vinovat nu doar de lipsă de tact pastoral, care este esențială pentru misiunea unui preot, ci și de nerespectarea hotărârilor superioare bisericești. Așa încât, în urma analizării acestui caz, înalt preasfințitul mitropolit Andrei a dispus ca părintele să primească ca sancțiune disciplinară dojana arhierească și totodată să-și ceară scuze public. De asemenea, preotul trebuie să restituie familiei suma de 5.000 de lei drept compensație morală pentru neplăcerea trăită la înmormântare. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.